altceva, Mișoi era un tip expansiv, și colosal de direct. Eu am fost foarte prieten cu el, încât el voia să-mi lase opera lui, înțelegi, ca eu să fiu proprietar. Și când a murit, amanta lui îmi spune, nu suntem, ea spune, noi suntem moșteritori. Ea opera de artă și eu opera de teatru. Și a spus, nu eu. Și realmente nu voiam să mă ocup, deși financiar era o chestie foarte importantă, dar nu voiam să am răspunsul. Și a spus, nu eu, și ea a aranjat chestia cu un testament, nu știu cum a spus, în fine, astea chestii. El era un tip foarte brillant, plin de spirit și meșant, cum să zici. Îi plăcea să execute pe toată lumea, înțelegi? Și... Da, vă plăcea, cred. Îmi plăcea, da. Eu am fost foarte prieten cu ea. Și... ea, poate, scriitorul cel mai inteligent care l-am cunoscut aici, cel mai brillant, cel mai... însă, foarte curios, cu un om super inteligent, înțelegi? Avea lături naive. Unora s-a apucat să scrie cărți, pare că științifice, asupra le doc, cum spune, la toate chestiile astea interzise, știi? Și eu am spus, te-ai scriitor, e poet, trebuie să scrii opere științifice, înțelegi? Asupra otrevurilor ăsta, știi? Au scris cărți întregi, nimeni nu le mai citește. Pentru mine a fost o mirare cum un om așa de deștept, îmi dă seama că face o prostie fără pereche. Cu Camus.